Astăzi, în duminica a 23-a după Rusalii, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre minunea vindecării demonizatului din ținutul Ghergesenilor. Iată că Evanghelia de astăzi ne arată că și demonii în fața evidențelor s-au văzut obligați să recunoască dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea este un păcat de moarte a contesta existența lui Dumnezeu, a te lepăda de Dumnezeu, mai ales pentru cei care au primit pecetluirea Duhului Sfânt prin taina Sfântului Botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Demonii ne izolează de restul oamenilor, a mai afirmat ierarhul. Aici se vede semnul vindecării. Atât timp cât omul era stăpânit de demoni, el căuta singurătatea, căuta pustiul. Comuniunea cu concetățenii săi era insuportabilă pentru el, pentru că aceasta este lucrarea demonilor în viața noastră, să ne transforme din persoane comunitare care avem vocația comuniunii în indivizi, în persoane singulare, în oameni egoiști, care nu suntem interesați decât de propria noastră persoană. De asemenea, ierarhul a evidențiat mesajul pe care Evanghelia de astăzi îl transmite credincioșilor din zilele noastre. Să învățăm din Evanghelia de astăzi că iubirea de oameni nemărsurată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, arătată în mila față de acest om stăpânit de demoni, este pentru fiecare dintre noi un îndemn de a arăta iubirea și recunoștința noastră față de Dumnezeu în iubirea semenilor care au nevoie de ajutorul și de ocrotirea noastră. Și de asemenea să învățăm că omul, încă de la începutul său, din momentul nașterii sale, în duh, prin apa botezului, are de purtat un război duhovnicesc, un război cu aceste forțe ale întunericului. Iar Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Efeseni, ne spune în cuvinte clare în ce constă acest război pe care trebuie să-l poarte fiecare credincios, că lupta noastră nu este împotriva trupului și sângelui, ci este împotriva domniilor, a stăpâniilor, a stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății din văzduh. Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi pe Sfântul Ierarh Averchie, episcopul Ieropolei, cel întocmai cu apostolii.